mulțumesc, domnule președinte de ședință. Înainte de toate, o precizare, fiindcă adeseori se pune accentul greșit numelui meu, de la Pasca, nimic se spune Pascan sau Pașcan. Nu, e Pascan, de la orașul Pașcan. Doar că fără I. Mulțumesc pentru înțelegere. Declarația mea politică se intitulează Să ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze România. Ne aflăm în săptămâna mare și s-ar cuveni să vorbim cu înțelepciune, cu chipzuință și cu împătare despre biserici și culte. În general, pe cât se poate căutând partea plină a paharului, a harului, rolul lor și de temelie spirituală a poporului, statului și națiunii române trebuie să prevaleze în orice abordare rezonabilă. Din păcate, meditației spirituale, rugăciunii, îngăduinței și căinței, i-au luat locul prin intermediul mass media răutățile și interpretările malițioase privind finalizarea clopotului comandat pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Că e prea scump, că e prea mare, că poartă nefigie alături de crucea patriarhală și sistema patriarhiei române, chipul patriarhului Daniel, care și-ar face astfel un cult al personalității printr-un selfie cu Dumnezeu. E drept la cât înveninare și răutate parcurge astăzi societatea românească, la cât este de răzlețită turma de credință morală și religie în general, parcă nu am fi în trendul vocaliștilor de strânsură dacă nu am consimțit și la terfelirea bisericii ca instituție. Fiindcă nu așa, toți ne fură țărișoara și avem nevoie de mai multe spitale unde să ne oblojim rănirile, bolile vorace și perpetue, fără a ne întreba dacă aceste boli nu provin cumva și din sufletul nostru otrăvit. Se prezintă critic faptul că s-au alocat catedralei mântuirii neamului peste 50 de milioane de euro din bani publici, iar asta ar fi o necugetată risipă. Se cuvine să vedem însă care sunt prin comparație, doar câteva dintre marile tunuri de care a avut parte bugetul de stat al României în ultimii ani. Contractele dintre statul român și companiile Microsoft și EADS care fac obiectul celui mai mare dosar de corupție instrumentat de procurorii români, trimit la prejudicii ce depășesc un miliard de euro. Iar înțelegere cu cele două companii ar fi parafate contra unor comisioane estimate la 60 de milioane de euro. Pentru tunul autostrăzii numită Bechtel, România a plătit peste 1,4 miliarde de euro. Pentru altă gaură neagră reprezentând autostrada surpată, Sibiu Orăștie, alte aproape 700 de milioane de lei. În dosarul edilului Chiliman se anchetează o mită de 670 de milioane de euro, în cel lui Viorel Hrebenciuc, prejudiciul este estimat la 300 de milioane de euro, în cazul Marian Vanghelie, anchetatorii cercetează o pagobă adusă statului de 90 de milioane de euro, iar în cazul lui Horea Georgescu se invocă o gaură de 84 de milioane de euro în buget prin supraevaluarea despăgubirilor. Lista poate continua cu găurile negre de miliarde de euro denumite Caritas, FNI, devalizarea Bancorex, privatizările oneroase Sidex, Galați, Petromidia, retehnologizarea porțile de fier, vânzarea în dauna statului român a Petromului și așa mai departe. Anul viitor, la împlinirea 100 de ani de la realizarea Marii Uniri, avem șansa să participăm la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, probabil singurul reper material concret al acestei excepționale aniversări centenare. Poate până atunci se vor găsi și resursele necesare pentru bisericile de lemn din județul Mureș și depinde doar de noi să fim generoși și mai buni. Acum, în săptămâna mare, să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să binecuvânteze România. Vă mulțumesc pentru atenție. Deputat PNP de Mureș, Marius Pașcan.